Ne aflăm pe una din străzile pe care operează în plin programul Anghel Salin în Teiuș, mai precis pe strada Alea Sportivă. Este o stradă frumoasă, o stradă care încet încet începe să-și capete adevărata ei valoare și potență. Este o stradă pe care se lucrează intens în prima fază la montarea trotuarelor, a bordurilor, creionarea spațiilor verzi, după care urmează partea de balastare, respectiv de pregătirea terenului pentru a reuși să tragem stratul de asfalt. În acest moment, așa cum se poate observa, se lucrează intens la montarea trotuarelor, atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a străzii, la rezolvarea problemelor legate de accesul la proprietăți, iar încet, încet, după balastare, strada o să-și primească o haină bine meritată de asfalt, o haină care să ne permită să aducem mai aproape orașul nostru de ceea ce dorim să fie: un oraș curat, un oraș frumos, un oraș fără praf, un oraș plăcut și bun pentru concetățenii noștri, care de mult timp așteaptă acest lucru. Totul se face cu efort, totul se face cu răbdare, totul se face cu multă înțelegere, iar vorbele cârcotașilor de genul că această stradă nu va mai fi terminată niciodată, iată că au început să se spulbere precum praful adus de vânt și încet încet lucrurile încep să intre pe acel făgaș normal al dezvoltării, al unui oraș curat, al unui oraș civilizat, în așa fel încât să facem să funcționeze din plin sloganul nostru la care ținem cu toți atât de mult: Teiușul primul.